În temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern și al articolului 22 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică se propune eliberarea domnului Vladimir Arachelov din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor din data de 31 octombrie 2024 în baza cererii de demisie. Totodată, în temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern și articolul 6 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică se propune numirea doamnei Alina Certan în funcție de secretar de stat al Ministerului Finanțelor din data de 4 noiembrie 2024. Doamna este licențiată în economie, având o experiență vastă de activitate în sectorul privat și public, activând circa 5 ani în sectorul privat și 12 ani în sectorul public, inclusiv în funcții manageriale. Rog susținerea proiectului. Vă rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt.